salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi afli că cel care l-a lovit cu mașina pe șeful poliției din Recaș s-a predat. Da, nu a fost prins, ci a venit singur la Timișoara la sediul IPJ Timiș. Vezi apoi cum și-a tras primarul Robu televiziune, pe Facebook, bineînțeles. La final, te anunț că cei de la Hidroelectrica scot la vânzare hidrocentrala de la Surduc. Titi Ciobanu, bărbatul de la Recaș care a lovit cu mașina un polițist și a fugit, s-a predat. Mai mult, el a venit până la Timișoara, la sediul IPJ Timiș, acolo unde s-a pus la dispoziția oamenilor legii. Era căutat de sâmbătă noaptea de când l-a lovit cu mașina pe șeful poliției Recaș. A tamponat o mașină de poliție și a dispărut în noapte. El a fost încătușat și a fost dus pe furiș la parchet, acolo unde va da explicații în fața procurorului. În momentul în care au aflat că au pus mâna pe suspect, cei de la IPJ Timiș au declarat că infracțiunea a fost una gravă, iar ciobanul trebuia dus cât mai repede la parchet. Noroc că s-a predat. Când dau de Facebook, primarii fac lucruri trăznite, sau cel puțin cel de aici de la Timișoara. Primarul Nicolae Robu și-a tras de ieri seară televiziune pe Facebook. Edilul a postat deja și primele materiale acolo. Este vorba despre un cuvânt înainte și un interviu cu el, bineînțeles. Hai să vedem însă mesajul de inaugurare al primarului. Inaugurăm astăzi, și cred că este vorba despre o premieră națională, televiziunea Facebook a primăriei Timișoara, TV Primăria TM. Desigur că termenul televiziune trebuie înțeles în mod corespunzător în context. Nu este chiar o televiziune în sensul consacrat al termenului, dar important este că, folosind Facebook-ul, fără să ne coste nimic, noi, Municipalitatea Timișoarei, vom interacționa de acum foarte strâns, mult mai strâns ca până acum, cu cetățenii. Hidrocentrala de la Surduc este de vânzare. Cei de la Hidroelectrica scot la mezat ansamblul de pe lacul din apropiere de Lugoj. Totul după ce compania se află în plin proces de reorganizare. Astfel se va renunța la mai multe active, printre care sunt și mai multe microhidrocentrale. Așadar, pe piață au fost aruncate 31 de microhidrocentrale, printre care și cea de la Surduc. Prețul de pornire a licitației depășește cu puțin 1 milion de euro, fără TVA. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.